Bună seara și bine v-am regăsit la Infomedica. În această seară avem un subiect foarte nou și foarte frumos, spun eu. Vom vorbi despre o nouă terapie, o terapie mai puțin cunoscută, și anume terapia florală BEC. Nu Bach, cum am fost eu tentată să-i spun la început. Alături de mine se află doamna Maria Pardos, care este practician în această terapie BEC. Seara. Bună seara și mulțumesc foarte mult că ai venit la noi. Amândouă avem emoții pentru că e o nouă, pentru tine da. E nouă apariția. E prima apariție. Pentru mine e nouă această formă de terapie și am să încerc așa să... M-am documentat eu un pic, dar am să încerc să fac față noului și împreună să le dăm telespectatorilor informațiile despre această formă de terapie foarte frumoasă, din câte am văzut eu, și foarte accesibilă. Am să te las să-mi spui câteva cuvinte și să-i familiarizăm pe cei de acasă despre această formă de terapie. Ok. În primul rând, în toate există un început, sper să fac față acestor emoții. Despre terapia florală, în primul rând vreau să spun că este o terapie neinvazivă, o terapie care lucrează profund în același timp, o terapie care aduce echilibru în stările emoționale, în furtuna de stări emoționale sau în unele stări emoționale pe care o persoană le poate avea, este neinvazivă, colaborează foarte bine sau poate fi folosită în combinație cu medicamentele alopate. Deci nu exclude nicio altă formă de terapie? Nu. Potențează chiar. Este foarte important de știut că o boală care a apărut, mai mult ca sigur, are un substrat emoțional. Și e foarte important să afli sau să știi, dacă nu poți să știi, remediile te pot ajuta, care este emoția care a produs acea boală. Bineînțeles că toate astea se pot afla în cursul unei consultații de terapie florală. Bun. Ce avem aici pe masă? O să încercăm să nu mișcăm, dar poate mă ajută colegul meu, Alex, să arătăm ce ai aici. Aici este trusa cu cele 38 de remedii florale. Cele 38 de remedii florale sunt remedii obținute în exclusivitate din flori. Un singur remediu din cele 38 este obținut din apă de izvor, dintr-un izvor pe care Dr. Bech l-a găsit în zona Mount Vernon, de acolo de unde el este și unde a practicat și a descoperit această terapie. Toate aceste remedii sunt făcute din flora din Mount Vernon. E o floră spontană, o floră nepoluată. În sticlele de remediile se obțin. Da, remediile se obțin parte din ele prin metoda soarelui, cealaltă parte se obțin prin metoda fierberii, respectiv. Prin metoda soarelui, florile sunt culese și puse într-un bol cu apă, sunt lăsate câteva ore la soare. Apoi acele flori sunt îndepărtate, iar lichidul obținut, în care practic este lăsată informația din planta respectivă, este amestecat cu aceeași cantitate de brandy de bună calitate, este folosit un alcool din struguri, un coniac din struguri, și asta se află în fiecare sticlă. În cazul metodei fierberii, crenguțele cu muguri sunt fierte o perioadă de timp, apoi îndepărtate. La fel, lichidul rezultat este amestecat cu cantitatea de brandy de bună calitate și se pune și se ambalează în sticluțele de remedii florale. Asta nu putem face noi acasă, oricât de bine am cunoaște o plantă.
Ba, n-aș zice, pentru că dr. Beci a considerat tot timpul că terapia este o terapie simplă și a vrut să o pună la îndemâna fiecărui om. El consideră că orice lucru complex poate fi tratat prin simplitate și a făcut cunoscut că aceste remedii, prin simpla autoadministrare, pot să rezolve foarte multe probleme emoționale. Important este ca persoana respectivă să vrea să se trateze, să vrea să-și trateze acea emoție. Spune-mi câteva cuvinte despre acest medicul Beci, care a descoperit această terapie florală. S-a întâmplat ceva, special, deosebit sau mai puțin frumos în viața lui de a ajuns la să descopere această terapie, că așa se întâmplă, fiecare care descoperă îi se întâmplă ceva în viață, are un punct în care... Da. Și în cazul doctorului Beci a fost aceeași situație, respectiv el, ca și formare, a fost bacteriolog și homeopat. Respectiv, el a fost persoana care a inventat nosodele homeopatice. Nosodele homeopatice sunt un fel de vaccinuri care sunt administrate injectabil. Când a ajuns să administreze aceste nosode homeopatice, și-a dat seama că persoanele respective sufereau de la înțepătură. Și el s-a gândit atunci, trebuie să găsesc ceva ca oamenii să nu mai sufere într-o astfel de situație. Și a descoperit parte din remedii având el însuși stările care urma să le trateze. Ca de exemplu, în cazul remediului Sherry Plum, se plimba printr-o livadă și a început să aibă, este remediul din terapie care se recomandă pentru autocontrol. Se plimba printr-o livadă și în timpul plimbării a început să aibă o stare de... îi venea să dea cu piciorul, îi venea pur și simplu să se enerveze. De nervozitate, da. Și instinctul sau știu eu cine l-a îndrumat spre roua de la corcoduș. Și a luat câteva picături din roua respectivă și s-a calmat pe loc. Și astfel a descoperit remediul Sherry Plum. Ne mai vorbim că toate remediile le-a descoperit și prin pacienții pe care îi avea, respectiv prin trăirile, că el a observat că unii pacienți sufereau într-un fel, că se știe clar că boala este suportată diferit de persoane diferite. Alte forme de manifestare, fiecare. Da, fiecare primește boala altfel și o trăiește altfel. Și a identificat foarte multe remedii și din stările pacienților lui. Deci el a avut o experiență foarte vastă prin tratamentele pe care le făcea. L-a ajutat faptul că era de formație homeopat, cum mi-ai spus? Da, absolut. Absolut, pentru că și cu remediile homeopatice se tratează unele emoții. Însă el, cu această terapie, a cuprins prin cele 38 de remedii florale, a cuprins o gamă foarte largă de emoții. Nu zic că și în homeopatie nu am specializare în homeopatie, eu ca specializare sunt psiholog. Deci, este o arie foarte mare de emoții. Sunt 38 de tipologii, practic, identificate de el și pentru care a găsit aceste remedii florale. În viața lui, dacă știi ceva din cum au acționat întâi pentru el, mi-ai spus că pentru aceste stări de nervozitate, e altceva, că prima dată pe el probabil că a încercat aceste remedii. Da, la un moment dat, după ce el a descoperit remediile florale, bineînțeles că orice lucru nou care apare a fost foarte contestat de lumea medicală. A fost chiar acuzat de o grămadă de chestii și datorită unor șocuri puternice, așa, unor supărări, a făcut un cancer. Un cancer care l-a făcut să se retragă din lumea medicală și s-a retras în casa lui din Mount Vernon, unde practic și-a dat seama că mai are de descoperit niște remedii. Și a aprofundat mai mult aceste remedii, oricum
după ce a terminat cele 38 de remedii, n-a mai trăit foarte mult. El în timpul ăsta a primit în continuare pacienți, dar atunci a descoperit marea parte a remediilor în perioada cât a fost bolnav. Știi cum se spune câteodată, o boală este o binecuvântare în anumite situații. Absolut, nu vine întâmplător situații. În viața cuiva, da. Da, să ne spui câteva lucruri despre pozele pe care le dau colegii mei aici din emisie. Da, în aceste poze sunt prezentări ale remediilor, celor 38 de remedii florale, prezentări din care apar pe contul meu de Facebook. După cum observați, în stânga acelei pagini de carte se află floarea remediului respectiv, iar pe pagina din dreapta sunt scrise indicațiile acestui remediu. Deci, fiecare persoană care ar vrea să știe mai multe punctual despre fiecare remediu poate consulta contul meu de Facebook, adică Terapie Beci Maria. Ce foarte simplu, Terapie B.A. C-H Maria. Uite, chiar acum în prim plan este remediul Larci. Remediul Larci este remediu care se recomandă în special și în mod deosebit pentru nedreptăți. Acest remediu pot să spun că m-a determinat pe mine să fac această terapie. Respectiv, m-am dus din curiozitate la primul nivel din terapia florală Beci. M-am dus la un curs la Iași, prezentat de Claudia Capat, în care au fost prezentate cele 38 de remedii florale. Când a ajuns la Beci, la floarea de fag, cu prezentarea remediilor, Claudia Capat a zis, Beci este remediu pentru persoanele care critică și judecă în permanență, care vor perfecțiune în tot ceea ce văd și tot ceea ce fac, care văd tot timpul partea negativă în orice lucru, care despică firul în patru, care tot timpul găsesc ceva de comentat. Și eu atunci am ridicat mâna și am zis, asta sunt eu. Ea atunci n-a apucat să încă să zică pentru tot grupul că aveți voie să le combinați, o să zic mai târziu cum se combină remediile. Așa, aveți voie să vă puneți 7 remedii maxim în sticla de tratament. Așa, și vă opriți strict la 7 când o să termin eu de făcut prezentarea remediilor. Ei, toate bune și frumoase. Fiecare după cum consideră el, adică să se recunoască, să fie atât de cinstit cu el încât să se recunoască. Bineînțeles, și să vrea să-și trateze acea emoție. Toate bune și frumoase, am ascultat tot ce a zis Claudia Capat. În momentul în care ne-am dus toți ciorchine la sfârșitul, că cursul a durat 2 zile și ea a insistat să ne facem sticla de remedii după prima zi, chiar dacă remediile nu le cunoaștem foarte bine. A contat foarte mult că eu am ridicat mâna și am zis că asta sunt eu, pentru că a venit lângă mine și mi-a zis, dacă îți pui Beci, să-ți pui și Larci, remediul care vi l-am arătat. Pentru că tu ai ajuns să critici în ziua de astăzi datorită unor nedreptăți din copilărie. Și automat ai aflat că cele două oricum merg bine împreună. Da, și se leagă. Nu se prea poate una fără alta. Nu neapărat. Nu? Nu, dar în cazul meu a fost sfatul ei pe care eu l-am urmat. Ei bine, mi-a făcut sticla de remedii. Ea a doua zi ne-a întrebat dacă am simțit ceva, vreun remediu că a lucrat din cele pe care ni le-am pus. Au fost persoane care, de exemplu, alesese Sclerantus. Sclerantus este remediu pentru persoanele care nu sunt foarte hotărâte. De exemplu, se duc într-un magazin și văd 2 perechi de pantofi. Și zice, să-mi aleg pe asta sau să-mi aleg pe asta? Și nu se hotărăsc și până la urmă ajung acasă cu ambele perechi de pantofi și când ajung acasă își dau seama că una chiar nu trebuia deloc. Sau persoane care au stări emoționale schimbătoare la scurt timp. Adică acum sunt vesele, acum sunt triste. Ei, a povestit la cursul respectiv o cursantă despre faptul că tot timpul are stări de genul ăsta. Ei, față de cursanta respectivă, cursanta respectivă a povestit a doua zi că zice, mi-am pregătit de seara o haină. De obicei acasă, dimineața, nu mai e acea haină. Tot timpul mi-o schimb. Aseară la fel, mi-am pregătit o haină, dar dimineață chiar am fost convinsă că e haina cu care trebuie să merg. Deci
putem spune că, și n-a fost autosugestie aici, remediile chiar acționează, adică chiar lucrează, subtil și lucrează. Important este să fie administrate, așa cum a spus-o doctor Beci, respectiv câte 4 picături de 4 ori pe zi. Bun, până să ne explici cum se face, cum se prepară că e un tratament personalizat, din câte îmi dau seama, din 38 de remedii, dacă trebuie maxim 7, se pot și mai puține? Înțeleg că mai multe da, nu. Da, deci și mai puține. Da, da. Așa. Până acolo, în a afla împreună cu terapeutul ce anume se pune în sticla noastră personală, spunem, în ce forme, unde poate fi folosită această terapie florală cu succes? Pentru ce afecțiuni, pentru ce stări? Când spui că e vorba de stări emoționale. Absolut. Știi, pe noi ne duce cu gândul la stările emoționale, ni le tratăm la psiholog sau la psihoterapeut. Ok. E o mare diferență să aflăm că acum putem cu câteva picături și să ne schimbăm starea și, nu știu, poate să înlocuiască o ședință de sau poate să ajute. Cum e? Cum ziceam, că această terapie se bazează pe simplitate. Respectiv, o persoană își poate recunoaște o stare emoțională și o poate trata singur. La noi în România acum e destul de scump să îți cumperi toată trusa de remedii dacă vrei să-ți tratezi sau chiar parte din remediile deocamdată se cumpără din Anglia, adică această trusă este cumpărată din Anglia. Sunt remedii originale, adică cel puțin trainerul care ne-a predat, Claudia Cabat, a precizat să lucrăm numai cu remedii florale mai originale de la Beach Center. Aceste remedii, Dr. Beci le-a grupat în 7 grupe. Și ca să dau un exemplu, prima grupă este grupa numită teamă, deci grupa pentru stări de teamă. Din grupa aceasta fac parte 5 remedii, ca să dau așa un exemplu, Rock Rose este pentru stări de panică, Mimulus este pentru stări de frică de ceva concret. Aspen este pentru frică de lucruri necunoscute, o frică, o anxietate continuă. Red Chestnut este pentru teamă sau îngrijorare exagerată pentru ceilalți. Aici regăsim, de exemplu, o mamă foarte preocupată dacă copilul a mâncat deci, la timp. Deci mamele hiperprotective. Da. Astea se tratează, dacă, mai ales că supără în partea cealaltă. Adică nu de cele mai multe ori... Când își dă seama copilul, că când e mic nu își dă seama decât că e acasă, dar nu înțelege de unde. A doua grupă ar fi grupa de nehotărâre. Aici avem cerato, primul remediu, se administrează celor care caută în general sfatul și confirmarea celorlalți. Apoi sclerantus, despre care am zis ce tratează și deci pentru nehotărâre și indecizie, stări schimbătoare pentru asta este. Apoi gentian, floarea de gențiană, care este pentru dezamăgire. Gors, pentru cei care sunt lipsiți de speranță, care și-au pierdut orice speranță. Hornbeam este un remediu foarte drăguț, ca să zic așa. Este pentru... Toate sunt drăguțe la rândul lor. Eu, de pe urma și a acestui remediu, am avut rezultate pentru niște probleme de sănătate. Este remediu pentru persoanele care amână când au ceva de făcut. El se mai numește sentimentul de luni dimineața. Sunt acele persoane care încep cu greu ceva. Acel sentiment care l-ai luni dimineața. Când îți trebuie neapărat o cafea ca să începi ziua. Sau nu-ți vine să începi, tot amâni. Mai stai 5 minute. Da, sau cei care stau în pat și mai pierd 5 minute și lor le-ar fi de folos Hornbeam. Da, să-mi dai și mie, da? Da. Așa. Și tot din grupa asta face parte Wild Oat. Wild Oat este remediu care ne ajută să găsim drumul în viață. E remediu care ajută cu succes
elevii sau copiii care vor să-și aleagă drumul, ca să-ți dau un exemplu... Pentru decizie sau să-și recunoască un potențial în ei? Într-o familie, mama este profesor, tatăl este inginer. Copilul că are un atașament mai mare față de mama, vrea să se facă profesor, ca să-i fie pe plac mamei. Tata vrea la rândul lui să se facă inginer. Influențele sunt din ambele părți la fel. Copilul la un moment dat, el vrea să se facă fotbalist. El nu vrea nici profesor, nici inginer. Și atunci se află într-o situație de genul wild out, adică ce fac eu cu ce viața, fac eu cu viața mea? Și aici remediul l-ar putea ajuta. Bineînțeles, exemplele pot fi multe, dar cam asta face wild out. Bun, să ia o decizie, sălbatic. Adică îi dă curaj? Da, îi arată în sufletul lui, că terapia florală mai este supranumită terapia sufletului. Și se știe că toate traumele care apar de la o inconcordanță între ce vrea sufletul și ce spune mintea. Ei, și aici... Sau ce spun cei din jur, anturajul... Sau ce spun cei din jur, automat, da. A treia grupă este lipsa de interes față de situația prezentă. Din această grupă fac parte clematis, lipsa interesului pentru prezent, pentru cei care au stări de visare, visători în general, ca să zic așa, copiii care se uită pe geam și ce se aude acum este... alarma de remedii pe care eu mi-am făcut-o, pentru că să zic că am atâta de multe care vreau să le fac și uit la momentul actual să le fac. Adică uit să le iau, pardon. Și mi-am făcut alarme pe telefon ca să mă fac în telefonul atent. De regulă ele se administrează prin asocierea cu obiceiurile zilnice. Așa. Ei, și dacă nu reușești că sunt prea multe de făcut dimineața sau prea multe de făcut la prânz, atunci trebuie măcar să îi dai cuiva sarcina asta. Așa. Da. Și dacă și... avem smartphone... Da, așa, sper să se oprească la un moment dat. La un moment dat, da. Așa, s-a oprit. Așa, să mergem mai departe cu grupa. Apoi, tot din grupa asta face parte Honeysuckle. Este remediu pentru persoanele care sunt ancorate în trecut, care retrăiesc foarte mult trecutul și se gândesc cu nostalgie, se gândesc ce bine era, care ce... Care își doresc să mai să revină. Da, care își doresc să revină trecutul. Apoi avem Wild Rose pentru persoanele apatice, în general persoanele care nu se plâng, care sunt resemnate, care s-au resemnat mai și sunt apatice. Ele? Da, mm-hmm. Da. Așa, Olive, tot din grupa aceasta, este remediu obținut din florile de măslin. E unul din remediile care nu sunt obținute din flora spontană a Angliei. Este obținută din țările în care cresc măslini și de acolo, din flori se face, din florile de măslin. Acest remediu este remediu recomandat pentru oboseală, pentru lipsă de energie, pentru acele persoane care se trezesc obosite sau care pe parcursul zilei reclamă o stare de oboseală continuă. Chiar dacă dorm, se simt la fel de obosite. Un alt remediu este White Chestnut, floarea de castan alb. Acest remediu este recomandat pentru gândurile recurente, pentru gândurile acelea care nu te lasă să dormi, care le iei de la început sau care îl toci toată ziua și nu rezolvi până la urmă, deci tot te gândești, te gândești, te gândești, la urmă ești obosit de cât ai critic, uh-huh. Ai gândit și tot n-ai rezolvat. În cazul ăsta, deci, se dă White Chestnut. E, de altfel, folosit foarte des pentru stările de insomnie. Bine, că insomnia poate avea și cauze medicale, poate avea și... adică sunt mai multe motive pentru care nu poți să dormi. Dar poate și cauza. Da, adică cauza poate fi și gândurile. Care mai pot fi prieteni sau dușmani, și după cum bine se știe. Absolut. Da. Așa, următorul remediu este floarea de muștar. Floarea de muștar tratează stările de depresie. Stările depresive, ele este recomandat pentru depresie profundă, depresie fără motiv. Aici aș putea să zic o mică povestioară vis-a-vis de mustard. Eu
De când lucrez cu remediile florale, pot să spun că am făcut o adevărată dezvoltare personală, mi-am vindecat o grămadă de mici probleme emoționale pe care le-am avut, că dacă tot le-am avut pe mână și am văzut cât de frumos acționează, hai să le testez și le-am testat foarte multe pe mine. Și n-am avut niciodată, de când mă știu eu, n-am avut stări depresive. Dar într-o perioadă, în perioada Crăciunului, cam cu vreo săptămână, da, lucruri, mult. Sau când împlinești o vârstă și mai trece un an. O frumoasă vârstă, da. Apar stări de tristețe, stări care nu ți le explici, stări care seamănă puțin cu stările depresive. Uh-huh. Ei, aceeași stare am avut-o eu la un Crăciun, când am încercat cu tot ceea ce știu și tot ceea ce am cunoscut până acum să ies din această stare. M-am folosit și de afirmațiile Niculinei Gheorghiță, eu sunt întotdeauna fericire, eu sunt întotdeauna bucurie, spuse de nenumărate ori, am folosit diverse stări, deci încercat. M-am uitat la comedii ca să mă înveselesc, nimic, la mine era un nor negru așa și nu mă veselea absolut nimic, m-am dus cu copiii, cu Colinda, toată lumea bucuroasă că vine Crăciunul, la mine nu, era așa o stare de tristețe, nu mă înveselea absolut nimic. Zic, păi da, asta nu o fi depresie, că noi aveai o depresie, că n-am mai avut până acum, de unde să-mi vină? Și când m-am întors din oraș, că stau undeva, nu stau, stau în afara orașului, m-am dus direct la trusa de remedii și mi-am administrat direct din sticla de remedii două picături sublingual de mustard. Vreau să-ți spun că, nefiind o chestie cronică, gen o depresie care o duci de mult timp, pe loc s-a făcut lumină. Pe loc a apărut o bucurie, o bucurie din interiorul meu, pentru că ele acționează foarte frumos pe acut. Mm-hmm. La mine era o stare acută, pentru că nu puteam să ies din ea în momentul. Cronic. Acționează și pe cronic, dar pe cronic acționează foarte bine într-un tratament îndelungat. Mm-hmm. Ajungem și la momentul când spunem cum se face o sticlă de remedii, în cât timp se consumă, ce înseamnă tratament cu remedii florale. Să merg mai departe. Deci cam asta a făcut cu mine mustard. Apoi, ultimul... Și să înțeleg că a doua zi nu te-a încercat din nou starea aceea. Ca să fiu eu sigură că am rezolvat, ulterior, când am avut timp, că nu era o urgență, în următoarea sticlă de remedii, mi-am pus mustard ca să fiu sigură că îmi rezolv toate stările posibil depresive, de tristețe. Soare, nu? Da. Și am mai consumat după aceea în sticlă de tratament încă o lună de zile. Pot să spun că n-au mai apărut de atunci, dar cine știe ce-o fi fost, din ce partea subconștientului meu a venit acea tristețe. Apoi, să ne oprim puțin, da, pentru o scurtă pauză, okay, de publicitate, după care revenim cu această terapie deosebită și cu formele în care acționează ea pentru vindecarea stărilor noastre emoționale. Prea bine!